Ne așteaptă și o surpriză mare cât casa! Acum deja nu am răbdare să termin lecțiile! Și pentru noi e surpriza! Desigur, pentru toată familia! Cu condiția că veți fi cuminți la școală! Ce se ascunde în spatele meu? Mami, îmi pare să am văzut ceva! Un animal enorm! Tati, scrie că suntem în dealul dinozaurilor! Mami, am zis eu că am văzut ceva! Vă l-ați văzut? Da, era mare! Pregătirile sunt în doi. Găsești toate? E foarte dificil pentru că nu știm cum va fi timpul. Ori va ploua, ori va ninge, ori va fi prea cald. Pentru că diferite site-uri de meteo spun diferit prognoza. Dar noi ne echipăm cu de toate. Da, nici n-a reușit bine să se usuce hainele, că deja le îmbărcăm în valize. Am pregătit și Melise ceva mâncare la drum. Salut! Salut! Cum, ultima zi de școală? Bine! Și luat o cașină cu mâncare, Melissa! Wow, chiar îmi era foame! Dar hai să deschidem masa! Așa... Și să vedem ce avem aici! Pâine și cărniță! Ia, ghicește, din cine este această cărniță? Stai să gust! Hai! Hai că pe acolo a fost Matei deja. A verificat dacă totul este în regulă. Este... Ce fel de carne? Iepure sau miel? Miel! Miel chiar? Da? Ei, mai încet! Matei a dormit. Azi am cumpărat ceva de la magazin. Anume pentru așa situații. Ia vedeți voi în geantă că aveți niște perni gonflabile care se pun la grid. Chiar acum caut. Aici nu. Probabil este aici. Ne-am găsit. Și cum eu umflăm? Cu gură, Mircea. Bine. Dar pentru ce este acest capac? Mircea, nu te chinui așa. Uite, trebuie să închizi capacul acesta. Și privește, aici are o pompă. Și se umflă singură. Apoi dăm așa și gata. Închidem și acest căpăcel. Și acolo are capac. Da. Punem nasturi și dormim. Eu zic să încercați să-i puneți lui Matei. Hai, Matei este transpirat. Așa. Mai bine așa. Cu mult. Dar mie cine-mi dă ochelarii? Azi e soare puternic. Și ochelari dorești? Bine. Acum ți-i dau. Stai să văd care sunt ai tăi. Pentru tati. Stai să văd. Aici. Da. Mami, ține-i. Mulțumesc. Ține și pe lui tati. Tati, hai că te ajut eu. Să vezi cât de bine va fi acum. Mami, parcă e seara. Parcă e seara? Mai că suntem de prins cu ochelarii de soare. Ok. Wow. E cu mult mai bine așa. Nu știu. Să zic că nu abonații. Cum e? Așa? Bine? Sau cu ochelarii simpli de vedere? Sau fără. Sau fără. Cine a ghicit în ce oraș am ajuns? Unde se află cea mai înaltă clădire locativă din România. Ia să vedem cine e primul la răspunsuri în comentarii. Vivo! Da, e lângă Vivo. Dar în ce oraș? Uite-o! Ta-da! I-am văzut, mami, erau în curte toți. Dar vreau să dau mașina așa mai lângă poartă ca să nu încurc la circulație. Luăm câteva la noi? Mami, ce ghiveci, frumos! Sperăm a noastră să se revină, totuși. Uite, uite cât biscuiți aici! Ce frumos! Antoane, de unde le ai? Mare! Tu singură le-ai adunat? Da. Bravo! Dă-mi 5! Salut! Ce se ascunde în spatele meu? Un curcubeu! Dar să-l testăm! Mă ține? Mami, e pentru copii! Minunat! Eu tot sunt copil!
Mami, și adormi așa? Da. Și rămâi aici, iar noi plecăm mai departe. No, merg cu voi. Casian ne-a dat o întrebare. De ce sunteți toți în alb? O idee. Oare facem 24 de ore în alb? Mami. Deocamdată nu. Eu am încălcat. Mircea încă un pic să juca cu mingea și o să fie poate ori în gri. Sau chiar în negru. Că e ok și așa. Urmează 24 de ore în alb, dar acum facem un video foarte interesant. Un alb 24 de ore. Și în acest video vă luăm cu noi. Mergeți? Da. Atunci ne îmbarcăm în mașini și am plecat la drum. Dar ce faci? Fac ceva. Ia mai, să vedem. Sunt bune scoicele. Să aude Sfântul Mării. Wow, ce fain se aude! Le aud! Varurile mării. Una aici, una aici. Matei, e important să ții minte pe unde le-ai pus, ca să nu le pierdem cumva. Ele sunt la număr, numărate. Nu vă imaginați pe unde a pus Matei. Peste tot. Și aici am apucat să filmăm, dar și în căsuță, și pe scaun a pus. Bine ați venit! Drata mea! Bine ați venit! Bine am găsit! Doamne ajută! Cum a fost? Bine ați ajuns! Da! L-am pus părinții să facă bouă vopsite. Să ciocânim. Mai îmi văd! Gospodina, nu eu! Anto acolo și tu aici! Hristos a înviat! Uite ce frumos așa, avem aici paștele. Ia să vedem. Mami, zici că azi e paștele iarăși. Deja vi. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Dar cine a plesnit? La Antonia. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Oh-oh. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Poftă bună! Eu îl mănânc pe tot! Porție dublă! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Ca să știți cine e șeful! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Super! Poftă bună! E dilem! Ei, vrei să vezi? Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Da, dar e invers trebuie! Fetele să meargă la volan și băieții să împingă! Ia să vedem! Hai! Așa! Și la noi s-a paleta! Cum așa? Unde? Acolo! S-a rupt? Da! Atât de tare v-ați jucat? Da. Pa! Ce e asta? Ce e asta? O paletă? Acum? Da. Ați rupt-o. Adică asta nu știu, aia da. 2, 3, 4, 5. Gașca, pregătiți? Da! Centurile și-am plecat. Hristos a înviat din morți, cu moartea vre moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Câți zile ți-au făcut? Asta mai puțin. Dar unde este Matei? Chiar în fața noastră. Este pentru prima dată când Matei merge în fața mașinii noastre. Și în altă mașină. Uite la acolo! Nu mai avem motorină până la destinație? Rămânem aici, în Alba Iulia? Da! În ce localitate suntem? Teiuș. Teiuș. Cei care locuiesc în Teiuș și Beiuș, salutări! Vorba cânticului, cine o știe? Când e lună prin afară și lilicii zboară. Eu așa melodie nu cunosc. Mori! Nu cunosc! Când rândă-i prin afară și lilie și zboară. Tati! Ai interpretat exact? Și...
Bună, mică, uite acolo și un nas de lui tati. O vedem, o vedem, ce frumoasă! Hai, tati, că nu pot prinde luna! Lasă-mi, mami, că ne prind ea pe noi! Da... E în toate splendoare! Mami, doi, cât de mare! Mami, îmi pare să am văzut ceva. E un animal enorm. Ce era acela? Parcă era o girafă sau un elefant, dar era de vreo 3 ori mai mare decât el. Tati, scrie că suntem în dealul dinozaurilor. Vă l-ați văzut? Da, era mare. Ia nu râdeți. Eu ceva observasem. Mami, am zis eu că am văzut ceva. Seara asta ne oprim aici, facem un popas la o pensiune din țara Hațegului. Deci am intrat în hotel și acum hai să facem turul pensiunii. Aici avem o bucătărie. Dar acolo ce avem? O cameră secretă. Uite ce tablouri frumoase, toate sunt din pază. Cred că avem 1000 de piese. M-am înțeles. Asta e pijamaua mea. E a mea. Și este a lui tati. A lui tati. Era mami și acum am transformat în tati. Ce faci, măi tăi? Dar vouă v-am adus ceva. Ce? Pe masă. Căpșun. Poftă bună. Hei, toți s-au trezit. Mami, ce de cafea și ceas? Uite, o cafea la. Mami, eu zic că să pui partea care mi-a spusit-o. Și să-mi iată. Adevărată viață. Da. Oul ăsta e un ou mai șmic. Zici să-mi iată. Da, viață. A, zis eu. Are o formă mai șmic, chiar. A venit și porumbelul la cafea. La ouă, mă! Wow! Hai că vine! Astăzi este ultima zi de weekend și trebuie să plecăm acasă. Ne îmbarcăm pentru că plecăm mai departe. Iarăși la un parc de distracții. Dar mașina deja să fie pregătită pentru că vom pleca după aceea acasă. Avem loc pentru mașină. De 1 iunie vă așteptăm aici! Ia uitați-vă ce distracție! Hai, Antonia, să pornească! Taurul! Rodeo! Este! Dinozaurul acesta. Wow, dar oare nu se mișcă? Ba da, dar nouă ne place. Super! Eu acuș voi dormi. Da, și mie îmi place. Dar eu am grijă să nu se întoarcă dinozaurul. Și eu stau aici și privesc cum ceilalți joacă. Toți copiii se distrează aici în parc. E prea mare dinozaurul. Nu o să sar. Și ultima noastră cină aici, în țara Hațegului. Următoarea este pe 1 iunie. Deci vă invităm pe toți să facem un mega party de ziua copiilor împreună cu familia Melimi și familia părintelui Melimi. Iar cine mănâncă tot din farfurie, aveți surpriză desert, clătite cu piletii. Melissa a promis că trebuie să cumpărăm lui Ionuț și lui Mihaela câte jucării de aici. Și ce va fi? Cei doi dinozauri. Hai, Eliza. Și eu vă luau pix cu dinozaur. Și mica noastră călătorie se încheie aici. Urmează drumul. Aici avem două fetițe frumoase. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Și tu? Evelin. Salutări tuturor abonaților de aici. Unde suntem? În ce localitate suntem? Sibișel, comuna Rudenburg. La pensiunea păstrării. Și vă așteptăm de 1 iunie să ne întâlnim cu toți aici la Dinozaurul Transilvania.
Gata, mami? Hai că avem drum lung. Da. Nu prea vreau să mă duc acasă. Mi-a plăcut aici. Tati ajută acolo la un domn cu tractorul. Are acolo un dispozitiv destul de lat cu drumul. Hai, tati, că ți-a reușit să-l ajuți pe domnul. Da, și mamă de, uite, ocupă tot drumul, tot cât este. Mergem după el, așa. Mergem. Ce ușor, ușurea. Dacă mai are nevoie să-l mai ajută, de fapt, mi-am făcut și nouă mai un ajutor, că am ies noi. Da. De multă vreme nu am mai mers pe așa drumuri. Știi că mi-a fost dur. Nota 10 la Waze. Așa ne-a dus Waze-ul. Super, vă arătăm și vouă. Autostrada spre Alba Iulia din Cluj-Napoca. Asta ne-a arătat cel mai rapid traseu. Hai, tati, că ajungem la strada Alba Iulia. Iată și ploița a venit. Nu ne-am prins acolo, ne-am fost. Ține cu timpul, nu? Tati, și chiar dacă ploua și ne prindea, l-a rânit la animale, avea să fie super. Hai și mai fain, oameni. Trebuie să fie distracție maxim. Uite ce am găsit aici. Wow, ce bine arată toate. Gustăm? Da. Din care alegem? Care ți face din ochi? Asta. Wow! Wow! Arată foarte bine. Ia să vedem la gust. Gustos. David, de care gust? Să-mi spui cum e la gust. Hai să vedem. Ai mai mâncat aici vreodată? Prăjituri din astea? Nu, n-am mai mâncat. De asta am mâncat. Ia să vedem. Ia să văd și eu. Se topesc în gură. Ce-i Mircea? Mircea, în țara dulciurilor ai ajuns, da? Ce-ți place ție? Și prăjitura înghețată e gustoasă. Vezi, nu le mâncă pe toate. Hai, părinte Melimie, când ne vedem data viitoare? Sper că mâine. Sper eu. Toate bune, vă lăsăm cu bine. Bun, am plecat mai departe. Avem drum lung până acasă. Mulțumim! Tu rămâi, da? Wow, dar ce frumoși sunteți! Asta, mami, nu e o puiță simplă, că a întunecat tot cerul. Iar eu îmi plac temele. Ce flouă! Flouă, flouă! Și mergem mai încet, vom ajunge mai târziu acasă. Am ajuns acasă. Cine cu doar noi? Mergem în parc? Da? Cucu! Cine s-a trezit? Ia, Mihaela! Dinozaur! Ochi! 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 Ce? Nu la mami! Nu la mami! Hai! Mihaela, tot am verificat, sigur pentru copii mici, data viitoare te luăm cu noi. Și pe eu la fie. Și luăm și dinozaurii cu noi, da? Haideți, papă!